Compotul este poate cel mai popular aliment și în mod sigur printre cele mai sănătoase. O băutură plăcută pentru toate gusturile, iar preparată în diverse combinații de fructe, este recomandat în orice anotimp. Foarte multe gospodine iau în această perioadă cu asalt tarabele din piață și se uită după vișine, după cireșe, pentru că în această perioadă este timpul compotului. Se face compot de vișine și de cireșe. După cum vedeți, prețurile sunt pentru toate buzunarele. Un kilogram de cireșe costă 6 lei, vișinele costă tot 6 lei. Ce-i făcut în casă e sfânt. Gospodinele cred că vara compotul preparat în casă este o alternativă convenabilă la băuturile dulci încărcate de coloranți și aditivi din magazin. Cum e mai avantajos? Faceți dumneavoastră, să cumpărați din supermarket? Da, să fac eu. De ce? Să fie făcut de mâna mea. E mai bun, e mai gustos. Da, e mai gustos și îl fac curat, cum știu eu. Facem, dar dacă avem bani, să cumpărăm. Păi sunt bani acum sau nu? Nu sunt. E mai avantajos să faceți dumneavoastră decât să cumpărați din supermarket? E mai avantajos, da. Este și mai bun. Este și mai bun. Este natural, fără conservanți. Și mai gustos. Și mai gustos, așa este. Compotul este nu doar gustos, dar și foarte sănătos. Acesta poate adăuga dietei vitaminele ce lipsesc în timpul sezonului rece.